De la 1 octombrie, toți angajații din România vor beneficia de o majorare a salariului minim brut cu 300 de lei, ajungând astfel la suma de 3300 de lei. În funcție de modul în care se vor finaliza negocierile privind deficitul bugetar, o nouă majorare ar urma să aibă loc și la începutul anului viitor. În urma majorării din octombrie, salariul net al unui angajat plătit cu minimum pe economie va crește cu doar 93 de lei, restul de 207 lei reprezentând taxe. Salariul minim în sectorul construcțiilor va crește la 4500 de lei, începând cu luna octombrie, însă angajatului se reține cas ul 10%, ceea ce face ca suma cu care rămâne în mână să fie de 2647 de lei, cu 123 de lei mai puțin decât în prezent. Dacă tendința actuală de creștere a salariului minim brut se menține, acesta va ajunge la 3750 de lei de la 1 ianuarie 2024, iar salariul net va ajunge la 2231 de lei. În ceea ce privește voucherele de vacanță și tichetele de masă, acestea vor fi supuse unei taxe de 10% în conformitate cu contribuțiile la sănătate. În ceea ce privește bugetarii cu salarii mai mari de 10.000 de lei brut, nu vor mai primi vouchere de vacanță, relatează realitatea.net.